Șoferii sunt atenționați de CNADNR că pe podul de la Gigea, situat pe DN39 la kilometrul 8 plus 988, circulația se va desfășura restricționat pe ambele sensuri de circulație, iar viteza maximă nu trebuie să depășească 50 de kilometri la oră. Restricția pe podul de la Gigea a fost prelungită până pe 30 aprilie, perioadă în care cel mai probabil traficul rutier va fi îngreunat din cauza restricțiilor de viteză, dar și pentru că în această perioadă sunt așteptați peste 30.000 de turiști pe litoralul românesc în mini-vacanța de 1 mai. Și asta în condițiile în care mulți dintre hotelieri au anunțat că vor deschide porțile unităților de cazare cu câteva zile mai devreme. Hotelurile sunt pregătite să deschidă încă din 26 aprilie, la fel și cluburile de noapte. Ofertă prelungită pentru că așteptăm confirmarea pentru cele 2 zile din partea guvernului, ne-ar face foarte fericiți și pe noi și pe clienți. Pachetul e pentru perioada 30 aprilie 7 mai. Nervii șoferilor au fost puși la încercare încă de anul trecut, când au început lucrările la pod. De atunci și până acum, restricțiile au fost prelungite de nenumărate ori și nu este exclus ca acestea să fie valabile și pentru luna mai.